La începutul lunii februarie, școala gimnazială Nanu-Muscel a demarat un proiect extracurricular cu tema Creștem copii frumoși și sănătoși. Astăzi, în cadrul proiectului, copiii de la clasele primare au învățat cum să consume o alimentație sănătoasă. La dezbateri au fost prezente atât cadrele didactice care s-au ocupat de această activitate, cât și medicul și asistentul sanitar din școala Nanu-Muscel. Ce credeți că înseamnă alimentația? Cu ea putem să trăim sănătos. Dacă mâncăm sănătos, trăim sănătos, da? Da. Ce înseamnă sănătatea odată? Absența bolilor de orice fel, da? Dacă nu suntem bolnavi fizic, adică ne doare capul, mâna, piciorul și așa mai departe, dacă nu suntem bolnavi psihic, voi ați auzit de depresii. Da. Sunt deja copii care au depresii. Muncesc prea mult, citesc prea mult sau stau prea mult la calculator și fac depresii, nu? Dacă nu avem toate lucrurile astea, suntem sănătoși. Ca să fim sănătoși, trebuie să și mâncăm sănătos. Pentru că noi așa trăim, da? Mâncând. Pe lângă informarea elevilor despre cum să ne hrănim sănătos, s-a organizat și un atelier de lucru prin rezolvarea unor teste referitoare la ce trebuie să știm despre produsele cu care ne hrănim. În unitatea noastră școlară se desfășoară astăzi un proiect educativ care are ca scop educarea tinerei generații în scopul unei alimentații sănătoase. Proiectul este derulat de cadre de la noi din școală cu sprijinul cadrelor medicale tot din școală și are ca finalitate ca copiii de la noi din școală să-și însușească niște deprinderi în domeniul sănătății. În același timp, unitatea noastră școlară prezintă cadrele didactice care vor prelua clasa pregătitoare în anul școlar 2020-2021 și este vorba despre două clase de învățământ tradițional și o clasă de step by step. Activitatea de astăzi, având ca temă alimentația, o poartă deschisă sănătății, a fost coordonată de profesorii Cristina Troșcenco și Mihaela Pârșan, în colaborare cu profesorii Elena Necula, Narcisa Vintilă, Daniela Proca și Liliana Ștefănescu. Ultima activitate din cadrul proiectului Creștem copii frumoși și sănătoși are ca temă Internetul este pretutindeni, dar noi încotro, și se adresează copiilor de la învățământul gimnazial.